Fost militar de carieră, Ion Băjan este din Mangalia, iar în 2000 a ajuns la spitalul militar pentru că nu se simțea bine. Povestește că boala sa, cu care a fost ulterior diagnosticat, a debutat cu anemie și oboseală cronică. După un set de analize a primit și vestea, insuficiență renală cronică. Atunci, medicii i-au recomandat să facă dializă. Am intrat atunci pe dializă, eram într-o stare destul de avansată a bolii și după câteva ședințe, s-a echilibrat. Deci mi-a revenit. Așa de bine mi-a revenit pe dializă. Practic începusem să fac flotări. Genuflexiuni, deci aveam moral. Zic, mă intru din nou în activitate. După 4 ani de dializă, în 2004, s-a înscris pe lista de transplant. Familia, dar și prietenii apropiați, când au aflat că are nevoie de un rinichi, au decis să-l ajute. Au fost mai mulți care s-au oferit să mă ajute, inclusiv din familie, și din păcate nu era compatibil. Câțiva au fost diagnosticați cu hepatită, cu și boli care nici nu știau. S-au descoperit că au hepatită cronică, au diabet. Unii, mi se pare că avea cineva chiar o problemă cu rinichiul, cu celălalt rinichi, nu poți dona un rinichi dacă celălalt nu este în regulă. În cele din urmă, Ion Băjan a primit rinichiul din partea unui foarte bun prieten de-al lui. Avea 30 de ani când a început dializa. I-a fost un pic cam greu la începutul bolii, însă în timp s-a obișnuit și și-a dat seama că se poate trăi și cu ea. Din păcate, această boală este, cum să zic eu, nu dă semne la început. Mă, este o boală, trece. Din păcate a rămas cu ea. Asta este, o ducem o viață întreagă. Dar asta nu este un capăt de țară. Paradoxal, deși diabetul a distrus rinichii nativ în număr de 2, cu un singur rinichi ei trăiesc cu transplant de 15-20 de ani și nu au funcția renală foarte profund alterată. Există viață și după transplant, o spune chiar Ion Băjan. După ce a trecut prin această intervenție chirurgicală, a continuat să facă sport. Este membru al Asociației Transplantaților din România, iar alături de echipa sa, formată tot din pacienți care au primit o a doua șansă la viață, a participat la mai multe competiții de fotbal. Acum ajută și alți pacienți care au nevoie de diferite informații, fie referitoare la asigurările medicale, fie referitoare la medicamente sau alte probleme.